Cel mai bogat om al planetei, Bill Gates, posesorul unei averi de peste 90 de miliarde de dolari, are investiții și în România. Haideți să citim împreună. Bill Gates, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, este acționar la fondul Proprietatea, prin intermediul fundației Bill și Melinda Gates, cea mai mare organizație filantropică din lume, cu active în gestionare de circa 40 de miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft deține 2,7 milioane de certificate de depozit globale la fondul Proprietatea pe bursa de la Londra, echivalentul a circa 135 de milioane de acțiuni, potrivit celui mai recent raport financiar anual al Fundației Filantropice. La prețurile curente de tranzacționare, deținerea lui Bill Gates la fondul Proprietatea este de circa 116 milioane de lei. Asta înseamnă, doamnelor și domnilor, undeva în jur de 20 și spre 30 de milioane de dolari, 20 și ceva de milioane de euro. Spre comparație, la finele anului 2016, deținerea valora aproape 100 de milioane de lei, arată datele din raportul fundației. Bill Gates deține astfel circa 1,4% din al doilea cel mai tranzacționat emitent la bursa românească. Bill Gates, marele miliardar al lumii, acționat la fondul Proprietatea, știți bine, acolo unde statul român încă mai are foarte puține acțiuni, a vândut cea mai mare parte a acțiunilor în timpul guvernării Băsescu-Boc între 2009 și 2012. Asta este viața, statul român a vândut, niște particulare au cumpărat și acum fondul Proprietatea crește pe bursă.